Un alt lucru important. Atât Cosma și Damian, cât și Chir și Ioan și Pantelimon și ceilalți doctori fără diarginți, ce erau? Erau oameni creștini, înzestrați de darul Duhului Sfânt, de a tămădui, fie prin punerea mâinilor. Hai să luăm câteva elemente întâi apostolice. Cine vorbește prima dată de doctor? Mântuitorul Hristos. Spune, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Deci, Scriptura ne menționează prima dată termenul de doctor. Dar dacă ne ducem în civilizațiile asiatice vechi și găsim culturi nerestaurate, cum e budismul, cu 3.000 de ani înainte de Hristos, cu 4.000, cu 5.000, cum sunt astea de aici, de la, când am fost acum în Egipt, la Luxor, la Valea Regilor, care sunt cu 2-3.000 înainte de ani înainte de Hristos. Oameni care cunoșteau și aveau o astronomie desăvârșită, o medicină desăvârșită, o scriere desăvârșită, o cunoaștere desăvârșită. Și gândiți-vă că cei oameni au trăit cu 3.000 de ani înaintea noastră și nu operau cu laserul, nu operau cu bisturiu, nu aveau ecograful, nu aveau remeneul, nu aveau computerul tomograf, nu aveau rezonanța magnetică, vă dați seama? Și oamenii aceia făceau oameni sănătoși prin pisarea câtorva semințe, prin pisarea câtorva frunze, prin pisarea câtorva fructe, prin niște ceaiuri, prin niște cocktailuri, care de cine erau luminați dacă nu de Duhul Sfânt? Chiar dacă erau păgâni, o să spun, dar ce treabă au păgânii cu Duhul Sfânt? În primul rând, păgânii au suflet în ei, cum avem și noi creștinii. Când sufletul lor nu e luminat prin botez, e treaba lor. Ei vor da socoteală. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu ține lumea în cunoaștere. Eu vreau ca toți să vină la cunoștința adevărului. Adevărul a fost vestit și prin Sebile, și prin, ăștia cum se cheamă, prin filozofi. Dacă ne uităm la mănăstirile UNESCO, vedem pictați filozofii și Sebilele. Și plus de asta, adevărul e adevăr, indiferent de forma lui de interpretare și de exprimare. Deci, noi și dacă ne ducem la alte religii și vedem că iau tot așa, tot ceva cu o fecioară, că a intrat într-un râu, că s-a atins, că a rămas însărcinată, că a născut un fiu, că a născut un zeu. Astea simple malformații de la adevărul universal, interpretate la mintea și la vremea timpului lor. Dar ele au originea în originalul Dumnezeu, n-au nimic în plus. Deci că ei nu sunt creștini și n-au primit botezul, ne spune și Scriptura. Întâi ne spune așa Hristos, am și alte oi care nu-s din staul acesta și pe ele scade să le aduc la Dumnezeu, că nu fi. Că spune așa în Scriptură, până nu se va vesti Evanghelia la toată făptura, sfârșitul nu va fi. Păi dacă ne gândim că de-abia din 7 miliarde de oameni pe planetă, 1,5 miliarde cunosc creștinismul, mai e de treabă, nu? Încă 6 miliarde. Așa că avem treabă, avem 1,5 miliarde de hinduși, 1,5 miliarde de budiști, avem 1,5 miliarde de islamici, avem de ăștia, cum se cheamă, confucianiști și taoiști prin zonele astea tot asiatice ale Japoniei. Încă e de muncă. Deci suntem departe de adevăr. Oho, departe de adevăr. Și v-am spus, repet, Arhanghelul Mihail și Arhanghelul Gavril pot încreștina lumea într-o zi. Închipuiți-vă că acești arhangheli primesc porunca de la Dumnezeu să încreștinăm islamul, care e religie monoteistă. Ce fac arhanghelii? Se duc în toate moscheile de unde se vorbește de Allah și aud deodată o voce îngerească. Allah este premergătorul lui Hristos, închinați-vă, El adevăratul Fiul al lui Dumnezeu. Știți că în Coran numele lui Iisus Hristos și a Fecioarei Maria este pomenit de aproape 25 de ori? Pentru curiozitatea dumneavoastră. Că idee. Da. Deci Iisus, Fiul Mariei. Și au o foarte mare evlavie și respect față de Maica Domnului, față de Ioan Botezătorul, față de Arhanghelul Mihail și Gavril, față de Iisus Hristos. Și nu contrazice credința lor? Nu contrazice cu nimic. Așa e scris Coranul, așa scrie, ei așa respectă. Că mai departe ei sunt neam războinic, că sunt cu sânge rece, că sunt aprici, asta e treaba lor. Dar ne-au demonstrat că sunt un popor puternic prin faptul că la ei femeia Agar, când s-a dus în pustie cu Ismail, chiar de Arhanghelul Mihail a fost
a fost păzită. Și ismailitenii de azi, ei vin pe sămânța lui Avram, din slujnică Agar. De-aia li se și spune agareni. Mergem mai departe. Trimite Dumnezeu oștirile cerești și intră îngerii cu glas îngeresc în toate, în toate templele budiste și strigă: Buda-i numai un înțelept. Lui Hristos închinați-vă și urmați-i. Chiar e Dumnezeu cel adevărat a cerului și a pământului. Poți să încreștinezi într-o zi tot budismul, poți, toată lumea cade cu fața la pământ. Glasurile s-au din cer, să îngerești, toată lumea aude la fel. Ce faci? Și de ce nu face Dumnezeu asta? Când crede El că trebuie să o facă, o faci. Eu v-am spus cum poate să facă, pentru că e Dumnezeu și poate toate. Eu când am intrat în templele budiste cu profesorul Petraru, care e un erudit om și un om cu capul plin de carte, are în el cam jumătate din Biblioteca Vaticanului acolo cuibărită, vreau să vă spun că am rămas impresionat de migala cu cât de... cu câtă finețe, cu cât echilibru, cu cât gust, cu cât arhitectură, cu câtă frumusețe, cu câtă înțelepciune, cu cât dinamism, cu cât arhitectură de gândire a gustului și a frumosului, erau făcute toate acele temple, numai în mozaic, numai în aur, niște picturi din astea astrale, specifice dumnealor, niște... lucruri din astea gravate, de o finețe extraordinară. Dacă o să mă aud un ortodox de taliban, o să crește aia prostie astea la Dumnezeu. Vine sfârșitul lumii și să topesc. Dar totuși sunt închinate unei divinități prin care oamenii chiar ne-au arătat că respectă divinitatea. Chiar dacă e greșită. Așa s-a trezit el. Ce s eu de vină că mama mea m-a făcut ortodox? Cum credeți că aș fi reacționat la cât s eu de zurliu și de apucat să mă fi trezit islamist? Credeți că mă trecea cineva la creștinism? Nu cred. Doar că era prea convingător. Da. Sau să mă fi născut budist, mă trecea cineva la ortodoxie? Doar Dumnezeu cu mila lui. Da. Deci nouă ni-e ușor să judecăm din prisma în care ne simțim bine în calitate de ortodox. Noi ar trebui să zicem așa: îți mulțumesc, Doamne, în fiecare zi că m-ai născut în dreaptă credință din părinți ortodoxi. Pentru că nu-i meritul nostru. Dar am văzut acum tot mai multe persoane din România care trec la alte religii. Să treacă, oriunde vreau. Astea sunt niște hazardisme moderne de moment, niște feng shui-uri, ca să spunem. E vorba și despre niște cercuri sociale? Ei, prostii dacă... cercuri sociale. Omul cu deșertăciunea s-a semănat zilele lui ca umbra trec. Omul ca iarba zilului, ca floarea câmpului, așa va înflori. Dimineața va răsări la mează, vă usca, seara va cădea. Ce spune acolo? S-au stâns zile mele ca un abur și s-a făcut sufletul meu ca pânza păianjului. Cele mai nemintnicioase semne din sal ne arată ce e omul. Umbră și vis. În deșert se tulbură tot omul. Când am dobândit lumea, în groapă ni se lășlui. Macedon, marele Alexandru, marele imperiu care a stăpânit aproape trei continente, ce a spus? Gol am ieșit din pânci, ce gol mă voi duce? Știa de cartea lui Iov. Cum să-i cinstim cât mai potrivit pe cei doi? Păi să-i cinstim așa, pe cine îl cheamă Mihail și Gavril, Mihaela, Gabriela. În primul rând le dorim să aibă finețea și trăirea și constituția spirituală și sentimentul profund de credință ca acești doi mari arhanghel. Le spunem la mulți ani, că așa se spune tradițional, anii ni dă Dumnezeu și sunt în mâna Domnului. Doi, să ne împărtășim de ziua acestor mari sfinți, să stăm sub protecția lor și am spus de multe ori, dar nu știu, ori unii n-aud, ori sau nu vor să-i intereseze și să audă. Le-am zis așa, măi românașii noștri dragi, avem o țară ca o floare, grădina Maicii Domnului, plină de mănăstiri, de biserici, de preoți, de călugări, de creștini buni, de mame bune, de copii frumoși, de copii deștepți. Suntem geniile pământului, de anișul urăsc atâția și nu ne înghit în anumite diverse probleme, pentru că suntem un popor călcat în picioare și frământat cu aluatul și noi totuși revenim ca hopa mitică în picioare. Deci avem acest dar de la Dumnezeu. Deci nu putem pieri, că suntem sământ al Dumnezeu, suntem neam cu Dumnezeu, mâncăm din carnea și din sângele Lui. Ei, și vreau să vă spun, dacă tot poporul ar citi Acatistul Maicii Domnului, acoperământul, sau Paraclisul Maicii Domnului, acoperământul, sau Arhanghelul Mihail și Gavril,
pentru izbăvirea de lucruri neștiute, demonice, că noi nu știm de unde vine rău. Rău vine din cer, vine de pe pământ, după măcar egipteanul din 8 părți, de sus, de jos, din stânga, din dreapta, din față, din spate, dinăuntru și din afară. Dar dacă noi am citit, asta în războiul nevăzut, dacă noi am citit rugăciunea Acatistul Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril și ne-am rugat cu credință și am fi spovediți și împărtășiți, dușmanii noștri se împrăște ca pleava în fața vântului.